repet. Nu vă poată frică dumneavoastră, adică toată lumea care urmă mă vine să totu... dea un spray colorant. Nu, ascultați-mă, deci eu nu am vandalizat, eu am dat un examen. Eu am dat un examen pe care să înțelegeți, dacă vreți să mă înțelegeți, mă înțelegeți. Deci, așa cum v-am spus, singurul lucru bun pe care l-a făcut Băsescu a fost că mi-a făcut cunoștință acum 14 ani cu Aurel Cazacu. În momentul în care mi-a făcut, păi lasă-mă să-ți explic, în momentul în care mi-a făcut cunoștință cu el, pe data de 1 aprilie, Aurel Cazacu a fost invitat la voi la Realitatea și am vrut și eu să mă duc. Și pentru asta, eu am creat o criză artificială ca să atrag atenția asupra... Eu am creat o criză artificială pentru a atrage atenția asupra unor evenimente extrem de importante. Am depus la acest sens o scrisoare deschisă pe care am depus-o la toate televiziunile și vă propun diseară să merg la Botin să discutăm pe să depunem cu care dumneavoastră ați venit ieri. Aveți de gând să mai mergeți în altă parte, la vreo altă instituție, că văd că... Pe dumneavoastră nu vă sperie această poză? Deci pe mine mă sperie această poză, pentru că... Păi stai, ce s-a întâmplat aici? Imediat, imediat. Păi vă scriu aici sau pe gard, unde vă scriu? Ascultați-mă! Ați plătit amenda aia pe 500 de lei sau n-ați plătit-o? Deci avem așa, uitați, luăm un pix și scriem așa, veniți aici, scriem așa, veniți aici. Deci, uite, vă las acestea, aici este o adresă, poftiți-mă, vă rog frumos să o dați către toți oamenii de la dumneavoastră și vreau să vă spun ceva, ca să ne înțelegem. Deci, trebuie să înțelegeți un lucru. Uitați. Iohannis. M-a auzit? Iohannis. Plus Câțu. Egal. Iohannis plus Câțu. Egal. Fostă echipă. Ce vreți dumneavoastră? Păi ascultați-mă. Să atragă atenția. Atenția că ce? Atenția la subiecte importante. Păi dumneavoastră nu v-ați plictisit de 2 ani de zile de acțiunile. Domnule, eu n-am dat cu spray, domnule, eu am depus-o. Da, domnule, păi da, uitați-vă ca să vă spun că eu sunt olimpic la matematică. Iohannis plus Câțu egal fostă echipă câștigătoare, iar Iohannis... Domnule Căpățână, aveți și dumneavoastră auziți, familia acasă, Iohannis plus Ciucă egal echipa trădătoare. Domnule Atunci, Căpățână, domnule, ascultați-mă. Eu vă ascult, dar ascultați-mă și domnule, pe mine puțin. Ascultați-mă, mă lasă cu asta, cu poliția, mă. Terminați-mă. Deci, încă o dată, Iohannis plus Câțu. Ascultă-mă, păi mă, femeia lui Dumnezeu, astea sunt probleme adevărate. Spuneți-mi, ați plătit amenda sau n-ați plătit amenda? Termină-mă cu asta. Repet, Iohannis plus Câțu, egal. Ați plătit amenda sau n-ați plătit amenda? Vă întreb dacă ați plătit amenda. Mă, lasă-mă să vorbesc. Iohannis plus Câțu, egal, fostă echipă câștigătoare, iar Iohannis plus Ciucă, egal, actuală echipă trădătoare. Ați plătit amenda? Din treaba asta rezultă următoarea concluzie. Ați plătit amenda? Vreau să știu, în contextul acesta, Ciucă, egal, trădător. Uitați, au venit două mașini de poliție, de jandarmerie aici. Poliția. Deci, ascultați-mă, Ciucă este trădător sau patriot? Uitați, a venit poliția, domnul Căpățână, ia uitați, vine poliția la dumneavoastră. Uitați, dar uite, să